Oameni buni, o salutăm și pe Alina, îi mulțumim mult de tot, că asta de povești cu Cristina Șiulean, colega noastră, iar acum avem pe oamenii care vă trezesc dimineața la Europa FM. Erau mai mulți, a întrebat, au trimis telespectatorii mesaj și au zis prima dată să vă întreb de ce nu mai este și Zafiu cu voi. Domnul și a zis Zafiu, că vă întreb tot ce trebuie, tu, tot ce vor să știe telespectatorii. Că da, oamenii ceau, ce fain, vin matinalii, mă bucur, uite, asta era mesajul. În fiecare dimineață îi ascult pe Luca, Bastia și Vlad Petrescu, a scris aici. Am problema asta cu Bastia și da, Petrescu. Da, da, păi da, da, vrei să spun ceva, am și pus în ghilimele, adică da, pe principiu da, că da, ți da, se zicea Bastia da, și Petrescu, ți se zicea Petrescu? Da, Petrescu este un nume care mi se dă atunci când comentez sport. Am înțeles. Numai pentru sport mă cheamă Petrescu pentru că nu mă pricep, dar okay, comentez. La fel okay, ca perfect, foarte mulți alții, dar... Așa mi se spune, domnul Petrescu. Zice dumneavoastră cu sport. Zice cineva, îi ascultă dimineața și deșteptarea la Europa FM. Ce se întâmplă cu Zaf Gabriel din traficul bucureștean? A zis că îl știți pe Gabriel din traficul bucureștean, că intră cu voi în direct. Da, da. Zaf a decis să-și dezvolte alte proiecte personale în toamna asta și ca atare a plecat din echipă. Ok. Bun, iar oamenii trebuie să înțeleagă că matinalul ăsta merge mai departe, da, că voi sunteți acolo la Europa da, FM și că îi așteptați în fiecare dimineață, da, corect? Facem. Câți ani, de când sunteți în echipa asta? S-au făcut 12. Man. S-au făcut 12. Deci cine ne asculta acum 12 ani, acum sperăm că a luat și bacalaureatul, pentru că este un obicei la ascultătorii Europa FM să aibă provocarea asta să ia și bacul. Okay. De 12 ani, e o echipă... cum să spun, care a făcut o mulțime de lucruri în Radio Române și care în continuare face lucruri. Mi se pare tare. Spune-mi ce îți place cel mai mult la colegul Luca. Mie ce îmi place da, la colegul Luca este foarte spontan. Și ce nu-ți place nu la acum, colegul Luca? Acum aștept. Acum așteaptă ocazia să... Și la colegul Luca ce nu-ți place? Ce nu-mi place păi la da, știi cum e, ca într-o relație de 12 ani, bă, asta mă enervează la tine. Ce nu-mi place la tine? Spune tu, iubito. Nimic. N-are ce să spun. Nu, atunci e foarte zis... bun. E foarte bun. E la, foarte la bun, Vlad, foarte ce place cel mai mult, Luca? Îmi place că și-a dezvoltat foarte mult simțul umorului în ăștia 10 ani. Și că ne înțelegem din priviri și îmi place că e foarte stăpân pe el și are suficient de multă experiență cât să controleze orice situație. Înțeles. Și mă bazez pe el când cum arăta Vlad la începuturi atunci când... La începuturi era mai brunet. Da. Și mai serios. Era foarte serios. Când adică când făceai câte o glumiță sau ceva, nu... Nu, îi plăceau glumele. Da. Dar nu râdea la ele. Îi plăceau, îi plăceau era... glumele, dar numai să le asculte, nu râdea. Venise din televiziune și în primii ani la radio noi aveam... N-a fost chiar în primii ani. Tele7, nu? N-a fost la Tele7, la Antena și la B1, dar n-au fost primii ani. Nu zic, în primii ani... Așa. Adică m-am adaptat repede. Te-ai adaptat repede da, după 3-4 da, ani m-ați dat și după da, voi. Primii 1-2-3 era foarte strict când intram în direct să fie liniște. Să da, domnule, incredibil. Mai... Ca la televizor, mă jur, una din primele probleme pe care le-am avut de mult, de mult, de tot, a intrat un coleg în timp ce aveam o intervenție. Uite, da. Și am făcut ce se face la radio, atmosferă, nu? El nu făcea parte din emisiune. Am crezut că nebunesc, e ca și cum acum la noi aici ar intra cineva și ar începe să danseze, să se joace, no, să nu se întâmplă mereu chestia. Da, iată. Da. Și în spatele camerei de filmat, uite-l pe Iosif de acolo. Dar vino în față, Iosif, că ești... Vino... Pot să spun ce mi-a făcut Iosif? Ce n-a făcut? Eu de 2 zile nu prea mănânc, am zis să apar cât de cât civilizat. Da. Aici mă bucur, și negru, mă bucur negru că nu stăm pe canapea. Da. Că e mai... Mă, și cum am intrat aici primul lucru, am căzut într-un protocol. Mă, de-abia am intrat. Șef Iosif, mamă, vă ascult în fiecare dimineață, Luca Vlad, veniți că fac niște burgeri. Exact. Stai mă, cum ai zis că ascult în fiecare dimineață? Așa ai zis și Loprișan că l-ascult în fiecare dimineață. E mai mută între ele, mai... Deci Bobo l-ascultă pe Loprișan și Iosif? Eu, Europa, Europa FM, am înțeles. Și puteți să spuneți la mulți ani, de exemplu, pentru că mâine, dacă tot vorbim de toate radiourile, e ziua celor de la Rock FM. La mulți ani. La mulți ani, colegii. De asta zic, adică să fie așa o prietenie. Bun. Să știi că, prietenie. Da, în lumea radioului am descoperit, mă rog, și în lumea televiziunii există amiciție de breaslă. Dar radiourile din acest punct de vedere sunt, nu știu dacă mai unite, dar sunt mult mai relaxate. Sau o parte dintre ele. Mult mai relaxate, adică, și poate și pentru că relația... Ați avut chestia asta, v-ați sunat cu cei de la Rock FM sau cei de la Rock FM, v-au sunat pe voi și adică... Da, și cu Kiss am făcut asta și cred că au fost mai multe radiouri de-a lungul anilor în care am avut astfel de interacțiuni, știi? E un mediu, e o relație mult mai directă decât televiziunea cu publicul. E altfel, e cu totul altfel, mai direct... Îți place mai mult radio decât televiziunea? Băi, da. Da, și îmi pare foarte rău că nu am descoperit radio
Știi că de obicei se face invers, adică din radio vin televiziune. Știi? Eu n-am, când am intrat în radio acum 12 ani, întrebarea mea a fost, bine, ok, vin, că și așa voiam să plec din presă, vin să văd cum e, că sunt curios. Dar contractul ăsta îl ține și voi un sezon, venind în televiziune, unde dacă nu faci audiență în 2-3 săptămâni, ai o problemă cu show-ul respectiv. Și oamenii au zis, nu, aici avem cu totul alt ritm, o să construim program. Audiență, nu vine fiecare zi exact, la televiziune. Da. Și asta îți dă voie să construiești, să faci și o investiție editorială, dacă vrei, știi, că ai mai mult timp să construiești ceva. Dar da, radio serios. E foarte direct. Gata, mă, nu mai sunt serios, să râdem acum. Zine, Luca, ați avut vreun ascultător așa pe care îl țineți minte, un ascultător așa memorabil, să spune fiecare dimineață, să vină un stalker, să vină după voi? Sfinț. Da, avem. Noi avem niște telespectatori fideli, Titel ne trimite mesaje în fiecare zi. Noi îl avem, de exemplu, pe Dănuț de la Galați, da, care ne scrie poezii, dar poezii, tata, adică luceferi. Deci o mustă se gândește. Da, dar la ocazii, adică nu cotidian. Și trimite întrebări pentru Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic e concursul nostru, cel mai concurs faimos de la Europa FM, de cultură generală, și care generează și fel de fel de răspunsuri haioase. Da, cred că cel mai tare a fost cel care, întrebat fiind cum o cheamă pe oaia din Miorița, a răspuns laie. Exact. Am căzut, na, nu s-a mai putut. Și numai departe, de săptămâna trecută am avut o doamnă care, întrebată fiind unde a... în ce oraș japonez a căzut prima bombă atomică, s-a gândit mult și a zis Hirsomia. Hirsomia, da. Dar acum, na. Dar a nimerit Nagasaki. Da, Hirsomia și Nagasaki. Dar să știi, acum trebuie să-l spunem pe Luca. Suntem obișnuiți cu sinceritatea la radio. Da. Că el a cultivat relația cu Dănuț, odată că Dănuț din Galați este foarte simpatic, e fanul nostru, ne ascultă, ne scrie nu știu ce, dar doi, el este cel care trebuie să facă întrebările pentru Dublu sau Nimic. Și după un timp a apreciat orice ajutor. Da, și când Dănuț din Galații trimitea câte 20 de întrebări... Nu, și e talentat, adică lucrează curat. Devenea un fel de colegul vostru de acasă. Da, e un contributor. Da. Okay. Bun, dacă aveți întrebări pentru Vlad și pentru Luca, puteți să le adresați pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran, iar după o scurtă pauză ne putem întoarce din nou aici să stăm de povești. Deci ei vă așteaptă, așadar Vlad Petreanu și Luca Pastia sunt cu noi, oamenii pe care ascultați dimineața la Europa FM. Dacă aveți întrebări pentru ei, numărul de WhatsApp e pe ecran și ne întoarcem imediat.